La numai 17 ani, sălăjanul Sos Copani, atlet legitimat la Clubul Sportiv Școlar Zalău, a alergat duminică 42 de kilometri și 195 de metri în cadrul Maratonului Internațional de la Cluj-Napoca. Deși a început să practice atletismul în urmă cu mai puțin de 7 luni, alergătorul Sos Copani, sportiv legitimat la CSS Zalău, a luat duminică startul la cursa de 42 de kilometri și 195 de metri din cadrul celei de-a 6-a ediții a Maratonului Internațional de la Cluj-Napoca. Chiar dacă nu a împlinit încă 18 ani, Sos Copani, sportiv descoperit de profesorul Monel Sabou, a încheiat cursa pe locul 36, după 3 ore și 18 minute de alergare pe străzile din municipiul Cluj-Napoca. În cadrul aceleiași competiții, Sorin Mâneran, campionul României la maraton, un alt alergător antrenat de antrenorul de la CSS Zalău, dar care aleargă pentru clubul sportiv Universitatea Arad, a încheiat cursa de semimaraton pe locul al treilea, fiind devansat de 2 alergători din Kenya, iar Luca Gruia, sportiv legitimat la liceul sportiv Avram Iancu Zalău și antrenat de profesorul Mirel Seișanu, aflat la rândul său pentru prima dată la start unei curse de maraton, a terminat cursa de 42 de kilometri și 195 de metri pe locul 8, cu timpul de 2 ore și 48 de minute. La cursa de la Cluj-Napoca a fost prezent și profesorul de tenis Bologa. În vârstă de 79 de ani, reputatul antrenor de tenis a concurat în proba de 10,5 kilometri și a încheiat cursa cu brio în aplauzele publicului spectator prezent în tribunele stadionului Cluj Arena. Printre cei 4.000 de competitori prezenți la startul curselor de 42 de kilometri, 21 de kilometri, 10,5 kilometri și 6 kilometri s-au aflat și alți sălăjeni, alergători amatori care au dorit să-și verifice potențialul în perspectiva celor două curse de alergare din cadrul evenimentului Ziua Sportului.